Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Trialoguri. Sunt Iulia Lișman și astăzi vă propunem un subiect sensibil, drama refugiaților din Ucraina. O avem alături de noi pe Vlada Brăila, studentă la UPIT și mama ei, doamna Galina. Bine ați venit la UPIT Media! Și nouă, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Familia Vladei este una dintre acele familii alungate de teama și teroarea războiului. Vlada, trebuie să ne spui câteva cuvinte despre locul din care vii și despre familia ta. Deci, sunt din regiunea Odessa, raionul e Ismail, din comuna Babele. Se mai numea și Averescu. Deci, e fosta Basarabie, pe care în 45 a fost luată de ruși. Și, da, e o comună de 5.000 de locuitori, lângă lacul Ialpug. Deci e lacul cel mai mare din Ucraina. Și așa e. Ce poți să-mi spui despre familia ta? Știu că familia mea este provenită din români, are rădăcini românești, e Brăila. Vă dați seama că e din orașul Brăila. Și tot satul nostru este român. Vorbesc în limba română, predare în limba română, la școală și așa. Cum era viața ta înainte să vii aici? Anume în România, la studii, ori? Înainte de situația actuală de la război. Era liniște. Era liniștită, era rutină. Învățam, eram la cursuri, comunicam cu colegii mei. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva, într-adevăr. Și îmi pare foarte rău, pentru că a fost stricată liniștea asta. Aș vrea să mă întorc înapoi, sincer. E un vis din care vrei să ieși mai repede. Sunteți mamă și soție. Cum era viața de familie înainte de război? Da, deci viața de familie era liniștită, ne ocupam fiecare cu ale lui. Mergeam la serviciu, copiii la școală, bine, deci distanțat, dar totuși era liniște, era pace. Deci nimeni nu am știut, nimeni nu am prevăzut, că va veni războiul, că se va întâmpla așa ceva. Deci fie ne ocupam, cum se zice, pe lângă casă, ce mai aveam pe lângă casă, ce mai avem, adică și acum. Deci așa. Cum arată astăzi Ismail? Deci Ismailul este un orășel foarte curat și foarte frumos. Deci a fost acum toamna, i s-a dat denumirea de cel mai frumos și curat Ismail, orășel din Ucraina. Adică din Ucraina. Deci vă dați seama, e un orășel mic, dar curat, frumos, îngrijit. Astăzi cum arată? Astăzi arată la fel, pentru că acolo nu au fost încă bombardamente sau ceva, deci e încă liniște, pace în Ismail. Care au fost sentimentele care v-au mânat să veniți în România? Sentimentele, deci cum mai întâi vreau să zic că aici, în România, întotdeauna am venit, știți cum, ca la noi acasă. Adică noi, familia noastră, suntem aproape de români, de România, de această țară. Deci, eu, de exemplu, am făcut aici studiile și totul nu este nou pentru mine. Adică cunosc lumea, cunosc tradițiile, obiceiurile, pentru că nu e mare diferență între românii de acolo și românii de aici. Dar ce ne-a determinat, să vă zic, nu am vrut până în ultima zi, adică să părăsesc țara în așa mod. Da, vroiam în călătorie, vroiam să facem călătorie, deci să mergem cu familia în plimbare și așa mai departe, dar nu vroiam așa ca să venim, să fugim de război. Până în ultima zi am zis că nu, să nu plecăm, dar totuși ne-am hotărât, pentru că, în primul rând, e siguranța noastră, siguranța copiilor, mai întâi, ca mama, e siguranța copiilor, pentru copii am venit. Și soțul
cu greu a zis, vreau să vă văd trecând granița și eu să stau liniștit, adică să am liniște. Pentru că vă dați seama, el e pompier și dacă se va întâmpla ceva în zonă, deci el trebuie să alerge să stingă incendiu, să stingă focul înainte de a-și salva familia. Vă dați seama ce... În acest moment, soțul dumneavoastră este în acțiune? Da, este în acțiune, lucrează. Lucrează o zi, deci o zi lucrează, una este acasă, dar totuși lucrează până ce acolo la noi, deci și să sperăm că va fi liniște. Tata lucrează supraîncărcat. Înainte nu lucra așa. Deci... Ce simți când te gândești că tatăl tău este acolo și tu ești aici? Mi-este dor. Mi-este dor, să spun sincer, și de bunica și de... rudele mele și de unchi și de mătușă și absolut de tot și pisicii mei, tot așa mi-este dor. Dar cel mai tare e de tata, chiar nu te mai gândești că mai riscă. Nu poți să stai liniștit. E groaznic. Va povesti ce se întâmplă acolo? Da, ne mai povestește, dar știți cum mai povestește, nu ne mai, le mai ocolește. Deci mai întreb eu ce se întâmplă, mai întrebăm, dar totuși aflăm și din mass media, deci aflăm. Acum informația putem găsi, știți. Ne mai liniștește, ne mai liniștim și noi. E greu totuși, care au rămas acolo, că au rămas și rude și... Bunii sunt acolo, adică mama, mama soacră, tatăl socru, cumnate, cumnați, deci rude care apropiate sunt acolo și nu sunt plecați, care au vrut să plece, care n-au vrut să plece, să lase casa. Cei care au rămas au contact cu evenimentele care se desfășoară acolo direct? Care au rămas, da. Au contact, adică... Care este peisajul pe care îl văd ei astăzi în Ucraina? Sau în apropierea casei lor? În apropierea casei lor, deci v-am zis că acolo unde suntem noi, deci nu e bombardat. Bine, în apropiere, mai departe, s-a bombardat o bază militară a fost. Și a fost acolo când s-a bombardat un soldat, deci mort, și rănit un, deci unul rănit a fost. Și s-a început panica mai mare. Au fost mai multă lume au hotărât ca să plece, deci în alte țări, fie Moldova, România sau alte țări, dar totuși au rămas. Ce tablou să vă zic? Fiecare stăm acolo, adică și noi aici ei stau cu frică, cu în panică. Dar cu speranța că, că se va termina totuși, că vor ajunge la un, la o înțelegere. Când ați decis să plecați, care a fost locul în care v-ați gândit să mergeți? Eu am spus direct la Pitești. Direct, că îmi spuneau de mai demult și colegii mei, nu stați, veniți, aici se acordă și ajutor și tot ce aveți nevoie, a să fie dat, veniți, nu stați atât, ce așteptați? Și eu i-am spus lui mama, lui tata, dar ei tot așteptau și așteptau și așteptau ultimul moment. Speram, până... speram că ne gândeam și noi, poate... Dar... Să schimbă situația în mine. Da, dar părere de rău, mai rău, mai bine, nu știu, poate Dumnezeu e mare și... Cum v-au primit cei de la Universitatea din Pitești? Nici nu am cuvinte să vă zic cum ne-au primit foarte bine, foarte, au, foarte receptiv, foarte, deci ne-au sărit ca în ajutor, nici n-am cuvinte. Și aș vrea să mulțumesc, deci în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului rector Dumitru Gherleșan, doamna Delia Duminică, prodecană, domnul Adrian Sămărescu și Liliana Mihai, care foarte mult ne-au ajutat ca să ajungem aici. Deci noi stăteam acasă, în ziua de duminică stăteam acasă. Când Vlada, mamă, ce facem?
Stăm, mai stăm, uite, lumea pleacă, lumea, deci, dar noi stăm acasă. Și când am făcut legătura cu doamna Delia, deci ea, noi vroiam, era o zi de duminică și noi vroiam luni să plecăm. Și ea îmi zice, doamnă, ce așteptați? Acum, acum vă faceți bagajele și porniți-vă. Și deci, vă dați seama, e un lucru care l-au făcut pentru noi, deci ne-au ajutat, nici, vă spun sincer, nu am cuvinte. Ceea ce fac, ceea ce ați făcut, deci să vă dea Domnul înzecit. Eu le-am spus și zic asta, mai repet. Fundația Universitară Pitești, prin corpul voluntarilor UPIT, desfășoară campania Împreună pentru Ucraina. Prin această campanie se colectează alimente, articole vestimentare, produse de igienă personală și medicamente. Donațiile se colectează la adresa afișată pe ecran. Vlada, tu i-ai ajutat pe cei care nu știu limba română și vin în România. Cum au primit ajutorul din partea noastră? Deci, o mare parte sunt foarte mulțumiți și chiar au fost mirați cum i-a primit România. Într-adevăr, mi-a părut foarte plăcut asta că oamenii apreciază tot ce se face pentru ei. Sigur că, știți, când am fost la graniță, oamenii speriați cu niște ochi și noi de acolo le ciocăneam pe fereastră. Bună ziua, să vă ajutăm cu ceva, poate apă, poate hrană. Și absolut nimic nu vreau. Deci nici poftă nu le mai era, nici sete, nici absolut nimic. Se vedea în ochii ce frică, stres, n-au dormit nopți. Mă rog, că cum să fii liniștit când sirena, alarma îți sună în fiecare noapte sau când o aștepți? Aici la Academica se colectează bunuri care ajung în Ucraina și, după cum ai văzut și tu, sunt titrate în limba română și în limba ucraineană. Da. Pentru ca oamenii să înțeleagă că, așa cum ai zis și tu, peisajul din Vama este dezolant, deoarece oamenii nu înțeleg limba română și nu știu cum să accepte ajutorul și nu doar din asta, și din teamă, de frică. Și m-am oferit când a venit aici în România, am hotărât să mă oferesc ca voluntar, traducător. Și mama mea m-a susținut în asta și suntem ambele traducătoare. Traducători, cum e corect, nu? Translator. Deci am hotărât să-i ajutăm pe oameni să se înțeleagă că și ei tot au nevoie de ajutor. Am primit 40 de refugiați duminica trecută și i-am însoțit până la Stoienești. Dar mama i-a însoțit până la Slatina, deci ne-am împărțit în două grupuri. Și ei au plecat de la Căminul Universității din Pitești, nu? Da. Au fost cazați acolo? Da, da. O noapte. S-au odihnit, au mâncat și pe urmă au mers. Au fost foarte mulțumiți pentru tot ce oferă România. Foarte bine au spus că s-au organizat voluntarii. Deci, foarte bine sunt receptivi, sunt chiar bravo, într-adevăr. Și da, sunt stresați, erau femei și copii, aveau niște ochi speriați, nu știau unde vin, unde merg, unde se duc, ce au să facă mai departe, dar i-am luat eu cumva așa cu vorba, le-am spus tot e bine, a să vă dea și cazare și ajutor și a să vă cumpere tot ce aveți necesar și pentru copii. Da. Trebuie să ajutăm unul la altul. Cu ce speranțe vin acei oameni aici? Care mai sunt speranțele lor când își lasă totul și vin într-o... E foarte greu să zicem speranță. Deci ei vin, noi bine cunoaștem limba, adică am mai fost, știm ce-i pe aici, dar ei vin speriați, panicați, deci nu cunosc limba, nu știu limba. Bine că eram noi cu Vlada, mă rog, i-am susținut, le-am povestit, le-am mai zis cum suntem aici. Noi eram dintr-o regiune și noi deci dintr-o regiune eram. Ei ziceau că au venit și
Așteaptă, cum, nu că așteaptă, dar... Speră să se mai întoarcă acasă. Ba da, ei ziceau că vor să se întoarcă acasă, că... Deci erau 20 de femei și 20 de copii, deci 40, în total 40, deci ele vroiau să se întoarcă la soți, la rude, prieteni ce au acolo, în Ucraina. Da. Adică persoanele care au venit, femeile și copiii, deci da, ele ziceau că vor să se întoarcă. Bine, aseară am primit tot din regiunea noastră, pleca în Slovenia, da? Slovacia. Bratislava. Da. Deci ei dormeau, o noapte au dormit și după aia au plecat. Au venit la cămin la Universitatea de Pitești. Da. Și mai târziu, era târziu când se auzea gălăgie, 12 și, când nu dormeam, dar vă dați seama că nu prea dorm. Și gălăgie mare era. Și nu înțelegeam când, de ce au venise mame, copii, de ce erau. Și n-am mai umblat pe la... s-au organizat și de la cămin voluntari, i-au împărțit, dar era târziu, ora 1 și n-am mai întrebat de unde, cum și ce fel. Mami, eu am fost acolo. Eu lor le-am tradus. Da. Sunt ai noștri, sunt din Odessa. Da. Și erau de care știu română. Sigur că cu accent moldovenesc, dar... Dar se descurcau. Se descurcau ei. Erau și din Lugansk. Și din Lugansk. Și din Lugansk știu că un refugiat care n-a reușit să-și ieie pașaportul internațional, pentru că clădirea aceea unde se fac pașapoartele a fost bombardată. Tu mai ai două surori. Da. Ele acum nu merg la școală pentru că sunt aici. Păi au vacanță. Au vacanță de 2 săptămâni. Când se va termina vacanța? Ce vor face? Deja ne-au anunțat că se termină acum duminică, deci ultima zi de luni vor să înceapă distanțat. Adică încep în locurile, în localitățile unde e liniște, acolo. Și nu știm sigur până duminică să vedem cine zic. Vor începe distanțat sau nu? Și fetele, dacă vor începe distanțat, vor intra în classroom sau alte aplicații? Da, da. Să vedem cum. Pentru că foarte, foarte mult, cum copiii sunt plecați. Și bine, noi sperăm că va fi liniște în continuare la noi, dar nu știm, știți cum. Trăim cu ziua de azi. E bine, mulțumim Domnului și mergem înainte. Vă mulțumim că ați împărtășit cu noi drama prin care trecem și sperăm că Universitatea, prin oamenii pe care îi are, va alina cât de cât suferința. Cât de cât, nu știți cum dumneavoastră ziceți cât de cât, dar eu aș zice că ne-ați alinat suferința în mare... În mare parte, nici nu știu, nu am cum să mă exprim. Deci ne-ați acordat acoperiș, căldură avem, mâncare avem, condiții avem. Suntem mulțumite și mulțumim încă o dată la toți cei care ne-au ajutat ca să ajungem aici, pentru că am fost întâlnite de la Vama, din Vama, deci ne-au adus domnul Nicu. Da, șoferul, deci ne-a dus tocmai aici. Noi n-am umblat prin trenuri, deci am direct cu mașina. Și vă mulțumesc și vă zic să nu aveți parte de așa ceva prin ce trece Ucraina, pentru că noi multe informații nu le știm. Dar vă doresc la toată România, la toată lumea, nu numai România, dar și la toată lumea. Pace, pace. Noi vrem pace și pace în toată lumea. Vrem să fie pace pe pământ. Nu uita, gestul tău nu schimbă lumea, dar poate alina suferința celor nepăstuiți. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă invităm să rămâneți alături de Opit Media.
Fundația Universitară Pitești, prin corpul voluntarilor UPIT, desfășoară campania umanitară Împreună pentru Ucraina. Pentru donații în lei sau euro, folosiți conturile afișate pe ecran. Pentru colecta de alimente neperisabile, saci de dormit, pături, articole vestimentare, produse de igienă personală sau medicamente, vă așteptăm la Academica, strada Târgul din Vale, numărul 1, lângă rectorat, zilnic, între orele 10 și 18. Gestul tău nu schimbă lumea, dar poate alina suferința celor năpăstuiți.